Al doilea val de pestă porcină din județul Buzău dă bătăi de cap autorităților care s-au întrunit astăzi pentru a stabili măsurile ce se impun în condițiile în care numărul focarelor a ajuns la peste 50. La această oră avem așa 7 localități de fapt. În 2019 au fost 7 localități. Avem 53 de focare, în care în aceste focare au fost 23 de porți morți. Mai avem 5 suspiciuni. În aceste focare au fost uciși 300 de porci, din care 108 au fost uciși în ultimele zile în 4 exploatații din amară. În unele situații, proprietarii porcinelor bolnave au făcut neglijența de a vinde animalele unor samsari, așa cum s-a întâmplat într-un caz la Amaru. Am reușit, după ce au fost parcurse imaginile din intervalul oral pe care l-am precizat, am reușit să identifice o dubă albă cu număr de Bulgaria, aparținând, se pare, pentru că informațiile nu sunt confirmate la momentul ăsta, aparținând unei persoane din județul Prahova, care în mod constant, să spunem, se ocupa cu achiziția, cu traficul de animale, nu numai de porci. Astfel s-a pus din nou problema dacă ar fi oportună decizia de sacrificare în masă a porcilor de pe raza comunelor unde au fost confirmate focare. S-au pus în balanță costurile pentru astfel de operațiuni cu cele raportate la intervențiile autorităților de până acum. În 2018, toate cheltuielile înregistrate cu focarele de pestă porcină africană de pe raza județului Buzău, incluzând de aici despăgubirile, au fost de 42.847 de lei, ceea ce se ridică la un total de aproximativ 9.116 euro, la un curs arbitrar luat de 4.7 lei pe 1 euro. În 2019, cheltuielile totale până la această dată, incluzând și despăgubirile despre care tocmai am vorbit, cheltuielile în 2019 sunt de 144.358 de lei, ceea ce înseamnă în euro o valoare de 30.714,47 euro. Și șeful Consiliului Județean a apreciat că sacrificarea în masă a suinelor ar fi o măsură prea drastică. Dacă ne-am asumat o poveste ca să asumăm sau să o mărcăm, așa fără oricine, chiar nu cred că s-a rezolvat aproape nimic. De ce? Una, cheltuielile ar fi enorme. Trei, populația va înțelege foarte greu acest fenomen, că la noi e o tradiție ca fiecare om să-și aibă focul propriu și așa mai departe. Iar patru, ce este cel mai important din punctul meu de vedere, această boală din fericire, dacă poate să existe o fericire, nu este în niciun fel, nu pune niciun fel pericol în pericol omul de să îmbolnăvească și așa mai departe. Unde vom interveni, într-adevăr? Pentru că purtătorul este omul, sau poate fi pastărea sau altceva, dar în primul rând este omul care își ia toate măsurile necesare să nu pătrundă în curtea lui acest film. Cred că vom lua foarte bine la despăgubiri și vom limita plata despăgubirilor. Atunci să vedem dacă cetățenii nu-și mai au măsuri de prevenție. Pe raza localităților unde au fost confirmate focare de pestă porcină sunt inventariați peste 2600 de porci.